Folosește codul ZAPI pe G2A pentru a obține o reducere cât ai zice NIEZ. Howdy, oricine ați fi, și Merluciu se rebucură să vă revadă. Se rebucură să vă revadă? Nu cred că e posibil să formulez eu astfel de propochestie. Termină mai săgetuță că nu mi-am terminat încă speech-ul foarte frumos de început de gameplay, sau mai degrabă de intrat în rolul acestui pitic cu probleme de filozitate și cu probleme de personalitate, de altfel, căruia îi place să omoare oameni, pentru că așa îi zice tati. Wow, dacă aș face eu tot ce zice tati, aș fi probabil la bar în momentul de față. Ok. Știți că data trecută ne învăța tati ceva, ne-a învățat să controlăm minți, nu a fost foarte interesant. Să nu mai spun că a fost și un intro foarte cringe despre cum își petrec ăștia Crăciunul, cum mâncă ca porci, iar oamenii săraci n-au ce mânca afară, ăsta-i scopul meu. Poate ei cred că sunt rău, însă de fapt sunt bun și vreau să dau de la bogați la săraci. De asta o să încep cu acest calorifer al naibii de subțire, al dracu de americani cu casele lor de carton cu tot, că deja mă enervează. Ok, ce avem aici? Astea sunt niște tăblițe din alea satanice. Normal că o să mă joc cu tăblițele satanice. Formele mele sunt multe. Utilizările pot varia. Ai, nu, că n-am văzut ce scrie. Când sunt solid, pot fi alunecos. Sună ca ceea ce rămâne după o labă. Dar e ok. Pe cine trebuie noi să omorâm acum? Alastair? Oh, nu! Trebuie să-l omorâm pe bătrânul ăla drăguț care păzea șobolanii. Dar înainte o să mergem să ne spălăm pe dinți ca orice om diabolic înainte de a-și începe planul diabolic. Muhahaha. Ia să vedem. Hei, aici nu-i toaleta. Mama, m-am pierdut. Nu-i toaleta nici aici. Unde-i Buddha? Doamne, că greu găsești Buddha. Unde-i crucea, măsii crucea? De ce dracu ți-o cruce în baie? Ca să te păzească în timp ce te caci? Ca să n-ai... Doamne ferește! De ce un cablu? Ce chestia asta? Ce? Dracu! De uscător! Bun, hai să mergem să ne spălăm pe dinți. Pentru că da! Yeah! Așa, spalte pe dinți, Lucius! Pune-ți periuța în apă și prefăte că te speli. Wow! Copile, tu chiar ai probleme. Ok. Bă, voi auziți? Ne dracu sună muzica asta? Bă! E complet normal să ai un studio porno la tine în casă. Ok, hai să mergem să îl găsim pe Alastair. Alastair, Altair, ha 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 ha, sunt amuzant. Unde îl găsim? Ah, cu siguranță îl găsim pe ăsta la bar, bețivanul drecu care... Așa că o să mergem pe aici prin cărdirea asta la altă, aici prin lobby. Frumos, elegant, cât de cât, o să ieșim afară să luăm o gură. Futu-ți, mă, nu mă lași să ies afară. Ți-ai drecu. Ia, dar putem să intrăm pe aici? Nu? De fapt, ba da. Doamne, mă! Deci mă tâmpește jocul ăsta. Au și ăștia o ușă și aia e închisă. Dracu că ăștia vor să iasă prin ușile astea fancy, frumoase. A, uite ce țurțure fain. Ce fain ar fi să cadă în capul cuiva. Doamne. Alastair, dragule, ce faci? Mânca mea-i pula de bătrân jigodit. Ce faci? Așa, fă-te roșu ecranule, doamne ce conci, bă, uscatule, bă. Ia. Servus, dăm și mie un Jack Daniels din ăla, te rog frumos, uite, o să te piși de cur. Ia că-mi bag eu pula în zăpada aia și să vezi cum nu mai alunecă. Ia, uite, prinde buci. Ho, sunt maestru tânăr acum. All right, Lucius. How's my best mate today? Du-te, bă, că eu-s best mate-ul tău. Alol? Când i-am dat lui ăsta? Când dracu i-am dat lui ăsta o sticlă din 33 de vin? Nu, nu mai înțeleg nimica. Ok, hai să citim jurnalul, să văd care-i treaba cu ăsta.
Dar nu, când i-am dat ăsta? Hello, young master. Du-te, bă, ce străbă? Da, zi, mă, ce să fac să te scot afară? Știi ceva? Eu cred că tu ești beat ca pula, dar mă duc să-ți mai aduc o sticlă din 33, bine? Că m-am documentat și știu acum unde se află și camera aia cu beutură, da. Pentru că asta face un copil de 6 ani, nu? Caută beutură ca un spart. Ia, pot să intru pe aici în... A, nu. Ce pula mea e asta? A, ba da, uite, chiar aici voiam să-și ajung. Futuți! Unde ești, bă? Mă, dă-vă dracu, mă, ce? A, uite, deci cred că aici intra aici pe la mașini, frumos. Aici sunt gardurile electrice la care nu o să putem face nimic. Coborâm aici jos și voila, direct în țuicăria unchiului Cathy. Ia să vedem unde e sticla din 33. Bă, așa, uite, asta e sticla din 33. Merem, eu dăm lua la Stair să se îmbete bine, că știm că nu ne-o cerut sticla de aia ca să le împartă musafirilor, pentru că el e un bățvan prost englez. Și Merlucius din nou o să fie încoronat ca cel mai bun copil, deși el își cam bagă în pula în tot ce există în jocul ăsta. E ok, foarte fain. Nici nu știu pe unde dracu o iau, dar e ok. A, nu pe aici. Bă, deci eu sunt prost sau mă fac? A, uite, ba da, uite că am luat-o bine. Deci eu mă pierd în conacul ăsta. Nu știu cum Merlucius ține minte atâtea camere, atâtea... Eu știu cum dracu își permit ăștia să încălzească atâtea camere. Ai dracu, mă, de bogătani. Bă, ce mă enervează. Voi cum vă faceți? Na, mă, țuica, mă! Bă, te prinde pulă dacă nu dai. Dă, mă! No, știi ce? Bag pula în țuica ta. Futu-ți morții mătii de bătrân prost. Mă și duc să stai firele. Dar nu știu ce s-a întâmplat. O bătut vântul, știu și eu. Ia, acum hai că îți băgăm țurțurele ăla în cap. Hai, treci. Haide, nenea. Haida, haida. Știu că vrei, hai. Ala Stair. Haida, băiatul. Așa. Deschide ușa cu piciorul, țăranul pulii mele. De unde ai vin tu, mă, de la Cocoșești? Că cam aș în capul tău de alb. Hai! Așa, hai, da, tati, hai! Hai, da, hai! Așa! Da, să moară, măta! Ce? Nu cred! Puterile mele nu funcționează! Nu mă joc cu tine! Tu-ți morții, mătii de bătrân prost. Ia să vedem, ce avem noi de făcut cu ala Stair? Asta am două idee. Ar trebui să fie, trebuie să aibă grijă, poate să fie alunecos în timpul iernii. Ce aș putea căra, în ce aș putea crea apă, aș putea căra apă și să nu par suspicios. A, pe nu știu, bă, o găleată știu și eu. Uite, uite, este un, ce e aia? Saci! Saci de dormit? Ba, nu, e un butoi. A, înseamnă că găsim și găleți pe aici, nu? Nu știu ce chestie asta. Aoleu! Ia, bă, ce? Băi, drăcie, nu-mi trebă. Te ha-ha. Nu mulțumesc. Uite, un baros, dar numai găleți nu sunt pe aici. Ok. Dar într-un butoi n-aș putea să pun apă. No, bun, mă, frumoșilor, uitați cum stă treaba. Mi-am petrecut vreo jumătate de oră căutând o chestie în care pot să pui apă. În bucătărie era plin de găleți, pe masă era plin de pahare și ghiciți ce? Nu în alea trebuia să puneți apă, pentru că da. Bun, și am venit în camera asta și am văzut cadavrul ăsta, deci chiar cred că e un om mort acolo, că nimeni nu-și pune așa pătura. Nu, deci nimeni. Și ursul ăsta e foarte suspicios. Și ghiciți ce am găsit. Uitați, ce e asta? O sticluță de copil poponar în care fac pariu că în chestia asta o să trească să punem apă. Deci jocul ăsta e mindfuck. Nici nu mă mai obosesc să mă duc până la baie și cobor acolo la bucătărie și acolo o umplu cu apă. Eu îmi bag picioarele. Ah. Servus toc. Provincialii pulii mele. Bun, ia să vedem unde e robinetul.
Nu spune că nu este. Ba, uite-l. Așa. Am umplut sticluța cu apă. Și normal că o să merem afară ca să-i facem chestia lui Necastle Alastair. Mama, nu te întreba, o să pur și simplu mă duc afară și o să torn apă pentru că... De ce nu? Uite-te la mine, no! Uite-te la mine! Vezi că nu aș avea mustrări de conștiință, chiar deloc, deci copilul ăsta chiar nu-i pasă. Asta vrea numai să intre în grație lui tațul ăla, adică pa. A, uite, și aici ne arată unde să punem apă. Wow, zici că s-a pișat un câine acolo. Foarte frumos, Lucius, foarte frumos. Și acum îi smulgem din nou cablurile la handicapatul ăsta, care, după părerea mea, ar trebui dracu să le bată în cuie cu un copil așa handicapat prin jur. Și ai merg, Lucius, așa că ești handicapat. Normal că ești handicapat, uite-te la fața ta. Zici că te-o fătamă ta invers sau ceva. Na bun, și acum o să stăm aici tiptil în boscheți, așteptând prada noastră să vină. De ce ăsta e bătrân cu probleme cardiace? De ce dracu nu puteam să îi punem apa aia acolo? Aluneca pe scări, dădea cu capul de scări și făcea comoție cerebrală. Du-te bă, să mor tu. Mai ții minte când... Da, nu știu ce dracu, să zic mor odată. Așa, iasă transpirație din degete, wow, care controlează gheața, acum bătrânul își dă seama că e ceva neregulă, foarte interesant. Acum se scoală ca să fugă. Și direct, pac, direct în ochi. Așa, Lucius, uită-te, dacă vrei fă-ți și laba cu ăla mort acolo jos. E foarte normal, dar ce stai așa încordat, mă, patrone? Serios, și mai clipește și tu, copile. Așa dioptrios, așa, așa te vreau. Mulțumesc că ai clipit. Și acum iară vedem. Ăsta-i tată-s-o cu problemele lui, îi sună telefonul. Ia-ți și tu un iPhone, morții mătii. Ia auzi. Mr. Wagner, this is Wayne Preston from the Herald. I wonder if I could ask you some questions about the recent deaths at Dante Manor. This is a private line. How did you get this number? 5 deaths within a few months. Quite a sensational story, Mr. Wagner. Cine dracu vorbește așa printr-un telefon, zici că chiar ar fi lângă el. Du-te, bă. A, uite. No, aia, da. Please put me through to Detective McGuffin. O, du-te, bă, iar chem pe detectivul păr la pulă. Ăsta nu o să rezolve nimica niciodată, nu mă vine degeaba. Trebuie să plătești degeaba. I have an election coming up and I can't let this get out of control. Du-te, mă, iară vrei să te îmbogățești, mă. I sympathize with you, Mr. Wagner. These journalist types are like vultures around every sad case I get. They just love tragedies. But what can we do? It's a free country. Da, păi chiar că e liberă. Un copil de 6 ani poate să mă arăt oricine. Papers, Mr. McGuffin. We've had a run of bad luck. It's as simple as that. The stakes are high and I'm under a lot of pressure to clear this up. The pressure is on both of us. Your mess is making the precinct look like a joke and my superiors are not going to take it lightly. Yeah, well, you won't know the half of it unless you get this wrapped up. Is that a threat? Așa, amenință, eu, te bag la pușcărie. That's not something you want to find out. A couple of phone calls can do wonders. Așa, certați-vă ca două pizde între timp ce eu o să omor pe toată familia. Fumează, cu siguranță o să rezolvi ceva cu chestia asta. Bă, îți iasă fumul prin cap, ce dracu? Detective McGuffin! A word with you, please. Asta e handicapatul ăla. You're working the case here at the Wagner estate. I'd like to ask a few questions about the series of unusual deaths that have occurred over the last few months. Now listen to me. You leave those people alone. They've had some bad luck is all. They're nice people and they need space to get over their losses, okay? And if I find you anywhere near this house again, I'll run you in. Dă-i mozol, bă. Dă-i mozol. Și-a, fugi. Te căca pe tine cum trebuie. Și ăsta ia aerul prin cap. I was planning on searching a room hoping to find a bottle of rat poison or a padlock. But suddenly, it was too late. Seems that Tom Wagner, brother of Charles, had an affair with two of the maids.
I guess one of them found out and wasn't happy. No, iar unchiul. Can't really figure out what they saw. Un unchi, puteleu, nu mai suport. His brother, God knows what, in his dirty When we searched that room, it was a sick pervert's nest. I mean, they had a kid in that house. Little did I know about this kid. Păi normal. Normal că a fost un cuib de... unchi futălău prost. Bac pula în tine. Ianuarie 3. 3 ianuarie. Afair fatal. Du-te bă, serios? Așa, scoală-te, are cutremur afară. Se coboară Dumnezeu pe pământ acum. Ați văzut ce lumină e afară? Mai e zăpadă, bă, nică ninge, bă. Deci dacă ar fi așa zăpadă și la noi în țară, bă, ar fi foarte frumos, nu credeți? Aoleo, trebuie să omorâm pe Jovita data viitoare. Bun, cam atât a fost din acest clip, dragii mei. Nu uitați să luați acest frumos Sfânt Graal și nu vi-l băgați în cur, bine, că mai am nevoie de el, bine? No, ne vedem data viitoare. Vă pup jos!